Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare cod galben pentru intervalul 9 iunie ora 12, 11 iunie ora 6, valabilă pentru Mureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea și cea mai mare parte a Munteniei. Fenomenele vizate sunt averse cu caracter torențial, descărcări electrice, intensificări ale vântului cu aspect de vijelie și căderi de grindină. Cantitățile de apă vor depăși local 30 de litri pe metru pătrat și izolat 60-70 de litri pe metru pătrat. În restul teritoriului, astfel de fenomene se vor semnala pe arii restrânse și pe intervale mai scurte de timp. Comitetele locale pentru situații de urgență au obligația să monitorizeze cu atenție evoluția fenomenelor meteorologice pentru a se putea interveni în timp util în cazul apariției unor evenimente deosebite.